Neglijența unora dintre părinți îi trimite pe copii pe patul de spital. În cele mai multe dintre cazuri, medicii obțin victorii. Sunt și situații în care, în ciuda eforturilor doctorilor, intervine decesul. Am avut un copil care, din punct de vedere chirurgical, orgoliul meu a fost rezolvat și profesorul meu a fost aici la scări și mi-a spus, era la 3 luni, da, zice, o să-l salvez ca și parte chirurgicală, dar să vedem cum va fi pe urmă. Din păcate, după 6 luni era și un copil cu handicap, după 6 luni de zile nu mai avea niciun centimetru pătrat de piele neacoperit, o arsură de 90%, dar a început să aibă probleme digestive. Și după câteva zile copilul a decedat. L-am pierdut, am cheltuit imens, am încercat tot ce se poate, din punct de vedere chirurgical s-a rezolvat, dar când am mers la autopsie, copilul, toate organele interne erau praf, insuficiență multiplă de organe. Dar în ce condiții s-a ars? S-a ars tot așa, dintr-o neglijență în casă. Acum, la spitalul de pediatrie a ajuns și un copil ars pe picioare cu ceai fierbinte. Va fi salvat, spune directorul medical al spitalului de pediatrie, doctorul Marcel Albean, dar copilul va rămâne cu sechele. Am un copil mic din destul de departe de Brașov, da. Și unii colegi s-au mirat că l-am internat, copilul are 6 luni, mi se pare, sau 4 luni. Și în ce condiții a ajuns în spital? Și a ajuns să fie ars, vă dați seama, este cu mama. Mama a mișcat o oală cu ceai sau cu ceva, deci cu lichid fierbinte, s-a ars și pe ea, dar a ars copilul pe picioare. Sigur că suprața nu e mare, dar avem niște zone funcționale, față, mâini, genital și picioare, le zicem noi zone funcționale, care chiar dacă suprafața e mică și arsura e adâncă, este mari probleme de reparat, copilul mic. Exact, așa. Exact. De exemplu, degetele, mâinile. O arsură pe mâini compromite viitorul adult, pentru că lasă urme, să lasă spunem așa, urme, nu pe limba, lasă sechele, deci complicațiile tardive sunt de la care ne pun probleme. Doctorul Marcel Albean spune că tratarea arsurilor necesită sume uriașe, iar suferința copiilor poate fi anulată foarte simplu prin atenția părinților. Să aibă grijă cu vase, cu apă, cu tot. Copilul mic se mișcă foarte repede și trage. Și numărul 2, dacă se întâmplă accidentul, Doamne ferește, nu suntem perfecți, se întâmplă accidentul, cele mai multe cazuri și prelungesc foarte mult și tratamentul și agonia și chinurile copiilor și inclusiv ale lor, sunt pentru că nu vin imediat la spital. Păi, dar nu știți cum se spune? Pune niște ulei că-ți trece, pune freacă, de exemplu, cu sare. Eu vă citez, da, am auzit asta. Da, al mușdău, dar exact. Am avut, i-au tăvălit prin găinați, i-au tăvălit prin pământ galben, i-au tăvălit prin nu știu ce. Și după câteva zile, când văd că se suprainfectează de curând, am avut o fetiță care era să-și piardă un deget, o săptămână tratată dubios la domiciliu, după care au venit în sfârșit că nu mai putea de dure. Copil mare, dar familia n-a adus-o. Mai multe detalii aflați din emisiunea Momentul Adevărului, difuzată joi la Mix 2 TV.